Copilăria Copii fiind, ne doream să creștem cât mai repede. Să devenim ca ei. Să mergem la școală, să ieșim când vrem afară, să ne petrecem serile târzii cu o ceașcă de cafea alături de prieteni. Acum, la vârsta adolescenții, privim cu melancolie copiii care se joacă nisip. La fel ca noi își doresc să crească mari, la fel ca noi vor privi alți copii cu aceeași melancolie. Copilăria a fost și va rămâne tărâmul tuturor viselor și a descoperirilor. Coronițele pe păr, fugă nebună pe paje și, cât și mai câte s-au întâmplat. Cu cât de indiferență le trătam. Cât de mult visam să creștem mari, să scăpăm de grija părintească și de toate regulile aparent stupide. Astăzi mi este dor să alerg prin pădure, jucându-mă cu prietenii, văzând fiecare copac, un personaj mitologic. Se spune că unii dintre noi ne naștem bătrâni în vreme ce alții rămânem tineri toată viața. A fi copil în inima ta înseamnă a păstra bucuria și puritatea privirii cu care încerci să cuprinzi lumea. Iar această cuprindere este specifică tuturor vârstelor. Pentru un copil, lumea este un loc magic, care se construiește în jurul său. Lumea e pare o extensie a propriei persoane. Nu e greu prin urmare să ajungi la o concluzie că toate juriția ți aparțin și sunt asemănătoare ție, dar mai ales să te bucuri de ele ca niște minuni. Copilăria nu este o vârstă biologică, ci o stare de spirit. A fi copil nu înseamnă neapărat a fi infantil, dar înseamnă a privi lumea cu ochii plini de bucurie, de curiozitate și de bunătate.